suntem în 20 decembrie astăzi, aici, lângă mine, faceți abstracție, este micuța. Bună! M-am îmbrăcat în găciniță și umbl la cosmeticile lui mami, bineînțeles. Da, astăzi deja m-am trezit mai devreme decât de obicei, adică pe la înainte de 8. Pentru că vreme am cap dormit noi mai târziu, fata oricum a dormit până pe la 9. Și mi-am băut frumos cafeluța, dimineața m-am uitat și eu la niște vlogmasuri, urmăresc eu pe Diana Andronic și Laura Caraba și nu văd în ultimele 3 zile vlogmasurile lor, pentru că am avut musafiri, iar ieri am avut așa o zi mai liniștită în care n-am vrut să mă uit pe, nici pe YouTube, nici pe nicăieri, doar am stat în casă cu soțul, cu fetița, ne-am bucurat de o zi frumoasă împreună și liniștită. Astăzi am coborât pe la 10 la parcă jos, adică când avem mansardă, și am dat la micuță să mănânce, am ascultat puțin Radio Zora cu Faptelor Bune, dacă nu știți despre ce e vorba, deși cred că puține persoane nu știu despre ce e vorba, vă îndemn să ascultați și dacă puteți să ajutați vreun caz sau vă impresionează, zic că putem fiecare să renunțăm la un mic moft și asta e o idee preluată de la nașul de botez al fetei mele, care chiar a postat pe pagina de Facebook a Radio Zoo. Cu toții cred că putem să renunțăm la un mic moft pentru a aduce puțină bucurie și cuiva care poate că nu are nici măcar ce să pună pe masa de Crăciun. Dar apoi ne-am apucat de făcut, am schimbat micuța, am făcut o cărciuniță și eu m-am apucat să fac ceva de mâncare, pentru că cu toate că nu cred că mai pot să mă împărtășesc, vreau să țin câteva zile post și am pus niște fasole la fiert să facem o fasole bătută din iahnie, din acele de unt pe pâine, și vreau să fac o ciorbă de sfeclă și o supă de pui pentru micuță. Așa că am ceva treabă, după ce am strâns un pic în bucătărie, că am lăsat puțină dezordine aseară, îmi spăla scaunul fetiței, m-am apucat de făcut mâncare, deocamdată am pus doar fasole la fiert, nu la sub presiune, și mă duc să pun puiul la fiert, am un pui de țară de la soacra mea și vreau să fac o supiță bună pentru micuță și să pun la fiert legumele pentru borșul de sfeclă. Iar mai târziu plănuim să mergem până în oraș, pentru că vreau să mai fac câteva mici cumpărături pentru masa de Crăciun. Nu am de gând să gătesc foarte multe, sincer, dar oricum trebuie să mă ocup deja. Să-mi cumpăr ultimele lucrări, mai trebuiesc. Așa că, da, o să mergem în oraș și cred eu că la Lidl. Nu știu. Vedem ce mă apucă când ajung în oraș. Mă gândesc totuși, da, și la Kaufland, dacă mă duc, tot nu găsesc întotdeauna tot ce am nevoie, așa că cred că o să fie totuși Lidl. Vedem. Dar aș vrea să o fac mai spre după amiază, pentru că era dormisem cu mea și era foarte aglomerat orașul deja. Acum de dimineață mi-am făcut doar rutina de îngrijire a tenii de skincare și m-am dat cu puțin gloss și apropo m-am dat cu glossul de la Makeup Revolution acesta. Deci atât se vede, chiar dacă este foarte roz și cu sclipici, cam asta. E drăguțică cumva textura, nu e deranjantă, nu simt că încarcă buzele. Când mă gândeam acum, îl păstrez, nu-l păstrez, cred că merge să-l păstrez și cred că o să încerc eu și acel gel pentru sprâncene. Bun, astăzi cred că am în gând, sincer, să fac puțină ordine și în camera noastră de sus, în camera în care dormim, să schimb leșeria, să o pun pe aceea de Crăciun. Dacă o să fac lucrul ăsta, o să vă arăt când e gata treaba, nu vă mai țin când fac eu curat, pentru că, sincer, m-am apucat așa, eu mă mai duc până în cameră să iau cu ceva la fetiță și mă apuc să fac totul altceva, gen ieri ca să-mi iau ceva de schimb și m-am apucat să fac curat la căciul și șosete și ștrampi. Deci, nu vă țin cu mine că eu sunt așa haotică, mă apuc de curățenie. Am pus însă pe geam acele de ornat. Am pus pe geam Noxpilduri, cum se numesc? Nu vine acum. V-am arătat eu acum vă două, trei clipuri, mulțumesc Adela, de ce le-a depus pe geam cu motive de Crăciun și le-am lipit decorațiuni de geam, ceva de genul, cred că se numesc. Cam asta. Și între timp, apropo, o să vă zic că am descoperit două filme faine. Unul este serial, unul este doar în trei părți. Dacă vreți să vedeți, o să vă atașez aici o poză. Primul se numește A Prince for Christmas, ceva de genul. Sau A Christmas Prince, ceva de genul. Cred
Oricum vă atașez. Mă uitasem cu soțul meu într-o seară la el și a fost foarte fain și mi-am gândeam că se ce fain ar fi să mai fie o parte a doua, că se terminase efectiv cum cei doi rămân împreună, dar nu se puse nuntă sau ceva. Și ne gândeam ce fain ar fi să fie și nuntă și ce credeți, apare pe ecran următorul, nu uităm pe Netflix, ne apare următorul Christmas The Wedding Royal Wedding, așa, și apoi la final zic eu, a, dacă ar mai fi și aia în care apare bebe și apare a Royal Baby. Deci cumva e în trei părți, foarte, foarte fain filmul, vi-l recomand acum de Crăciun și o să vă las aici. Poți să vedeți cu denumirea. Iar cel de-al doilea este un serial pe care am descoperit de curând, tot pe Netflix, se cheamă The Witcher, vrăjitorul sau cumva ceva de genul, dar nu e un vrăjitor, sunt și vrăjitori pe acolo, dar el în sine nu e vrăjitor și o să vă las și la ăla aici o poză ca să vedeți despre ce film este vorba. Sunt două sezoane, am văzut deocamdată, sunt deja sezonul 2 pentru că s-a lansat până la 2:30, să ne uităm. Da, așa suntem noi când dăm de un film din acesta, serial, care ne place mult. Nu ne plac astea un pic așa mai științifico-fantastice, cumva mai cu vrăji, vrăjitoare, vampiri și alte cele. Dar dacă vă place să de filme, vi recomand, este foarte, foarte fain. Mă rog, nu e de uitat, nu e pentru copii. Eu când sunt scene mai așa, acopăr față, acopăr ochii fetiței mele, pentru că tinde să se uite. Știți cum orice zgomot atrage, mai ales copiii micuți. Dar da, asta. Și eu o să
deja seară și n-am făcut mare lucru astăzi, adică în afară de fapt că am făcut mâncare și mi-am propus și am fost la cumpărături, nu am făcut curățenie și n-am schimbat lenjeria în camera de sus și nici nu am pregătit-o de sărbătoare, ca să zic așa, dar am fost la cumpărături în Lidl, mi-am luat câteva lucruri care mă trebuiesc pentru ce vreau să gătesc pentru masa de Crăciun, așa că și printre altele, am și alimentat la benzinărie. Așa că vreau să vă zic despre o promoție de care n-ați auzit poate de la Mol. Dacă aveți și voi în zona voastră, putem descrie Mol, Molevo, aici în colț, pe roșu, Mol. Și dacă alimentați de 120 de lei, sunt premii săptămânale, zilnice și premiul cel mare această mașină. Așa că am vrut să vă zic despre premiul ăsta, cred că mulți dintre noi, adică majoritatea dintre noi reținem o mașină și alimentăm, așa că merită să vă încercați norocul, eu zic. Dacă participați de regulă la concursul, eu particip și la lotul atunci când îmi amintesc. Apoi, în altă ordine de idei, vreau să vă arăt produsele pe care le-am folosit de la Make Up Obsession și mi-au plăcut. Și stați să le iau de aici dacă mă lasă să amintesc. Se iau asta cu totul. Bun, am folosit în primul rând creionul de sprâncene. Sunt dat acum cu el, cred că aici un pic cam tare. Acesta. Dar eu am făcut așa. Să găsesc și celălalt. M-am dat întâi cu acest gel de sprâncene. Tot de la Make Up Obsession din calendarul de ieri. Mi-am aranjat frumos sprâncenele. Apoi am folosit acest creion. Foarte, foarte fain. Să știți că face linia, ca să zic așa, să-l facă drept. Și apoi am venit cu ceva care de concura asta, nu de aici tot. Mamă, ce e aici? cu ăsta și am făcut așa ca să mai și estompez din culoarea creionului și a venit foarte, foarte bine. Îmi plac foarte mult pensulele de la ei, apropo. Apoi am folosit creionul de buze. Acesta, cred că se vede un pic acum diferența, că este un pic diferit la culoare față de nu sunt dată cu ruj acum. Am fost dată cu ruj, dar pentru că am putea mască, s-a dus. Dar sunt dată cu acest balsam care am zis că mi se pare așa ciudat. E puțin parcă zaharisit, așa că e puțin exfoliant, aș zice eu. Așa se simte pe buze cel puțin. Și am folosit, bine să la loc, rujul de la ei pe care l-am păstrat eu, pentru că v-am zis că sunt probabil două la fel. Adică pe ăsta eu mă duc direct cu rujul, adică nu cu penson sau ceva. Da, mi-a plăcut. Ca să vă faceți o idee. Cam așa. Nu e chiar așa portocaliu, să știți cum se vede în video. Este mai deschis la culoare. Mai deschis, nu mai deschis, este mai spre maro, am vrut să spun. Bun, asta mică mea aici e cu pensul în gură. Bună, Adela! Bun, cred că pe astăzi cam asta o să fie. O să fie un clip extrem de scurt față ce v-am mai obișnuit, pentru că nu prea am făcut mare lucru astăzi. Nu uitați de giveaway să vă înscrieți. Toate detaliile vi le las ca de obicei în descriere. Am zis să postez totuși chiar dacă este de scurt și e doar pălăvărgeală, dintre din partea. Pentru că nu vreau să trecă un zi fără să postez nimic în zile de vlogmas. Dar mâine sperăm să fie mai interesant. Bun, dragilor, acestea fiind zise, aveți o seară bună, bună de tot. Hei, ocupata! Adela! Ce faci acolo? Toată ziua a plimbat iară căruțul celălalt care l-ați văzut și el. Bun, noi vă pupăm și aveți grijă de voi și ne vedem mâine. Pa, pa!